embeddingurile astea făcute de noi în domeniul inteligenței artificiale au venit să confirme ideea asta că într-adevăr funcționează destul de bine atunci când reprezinți sensul cuvintelor pe baza modului în care sunt folosite și a contextelor, ajungi la niște reprezentări ale sensului care sunt utile și se comportă cum te-ai aștepta. Bun, și asta cred că știți deja, cum arată astfel de reprezentări. E un vector dens, adică nu prea are valori de 0, are valori pe cam peste pe toate elementele, valori reale și dimensiune mai mică decât ce se folosea în trecut, undeva între, să zicem, 50-300 de elemente. Arată ceva de genul ăsta, nu neapărat putem să explicăm ce înseamnă 0286, dar când îl luăm ca vector, el are niște proprietăți care ne ajută. De exemplu, o să observăm că vectorul care reprezintă cuvântul currency aproape de vectorul care reprezintă alte cuvinte care sunt în același câmp semantic, cum ar fi finanțe, banking. Bun. Ați văzut și cum se antrenează, cred că ați avut niște cod pentru cum antrenăm noi niște embeddings. Vreau să zic înainte de aplicații puțin despre ce mai contează atunci când antrenăm niște embeddings sau când luăm niște embeddings deja antrenate, la ce putem să fim atenți ca să ne fie utile nouă. Sigur că cel mai mult contează pe ce date au fost antrenate. Ele o să reflecte textele pe care au fost antrenate. Dacă vrem noi să antrenăm, ar fi ideal să avem niște texte, cu cât sunt mai multe texte în corpusul nostru de antrenare, cu atât vom obține o calitate mai bună a embeddingurilor. Asta e una dimensiune. Da? Nu cred că se vede prezentarea. Nu știu dacă sunt singur. Se vede? Da, acum da. Ok. Mă scuzați. Ok, nu. Bun, deci contează dimensiunea corpusului, dar mai contează, de exemplu, alte proprietăți ale lui. Sigur, contează, de exemplu, limba. Nu poți să iei un model antrenat pentru engleză și să-l folosești pentru texte române, nu o să fie prea util. Dincolo de asta, contează și, să zicem, nu știu, registrul sau subiectul textelor. Dacă antrenezi niște embeddings pe Twitter, s-ar putea să nu prea te ajute ca să înțelegi texte științifice din medicină. Deci trebuie să fii atent și la asta, la domenii, mai zicem noi. Apoi, ce mai afectează calitatea sau proprietățile embeddingurilor? Ați văzut că putem să selectăm, să stabilim noi ca parametru de configurare cât de mari vrem să fie vectorii ăștia. E o alegere pe care o facem când antrenăm embeddingurile. Poate să fie 50, poate să fie 300. Cum credeți că variază felul cum reprezintă sensul în funcție de cât de mare e embeddingul? Dacă ai, de exemplu, într-un spațiu, nu știu, unidimensional, pe o linie, poți să pui punctele care reprezintă cuvintele, cât de fină va fi distinția între două cuvinte? Nu vrea fi prea fină, adică poți să-i zicem mai la stânga sau mai la dreapta, atâta. Cu cât adaugi mai multe dimensiuni, cu atât poți să reprezinți mai granular sau mai rafinat sensul. Cu disclaimer-ul că cu cât vrei să creezi vectorii ăștia mai mari, trebuie să ai mai multe date. Dacă încerci să creezi vectori foarte mari pe date cam puține, s-ar putea să mai mult să te încurce, să-ți iasă noisy. Nu știu, ca un rule of thumb să zicem că ar fi bine să fie cel puțin, nu știu, câteva sute de mii de cuvinte în corpus ca să iasă ceva, mai bine câteva milioane, cel puțin. Alte detalii care influențează rezultatul. Alt parametru pe care l-ați văzut la antrenare era fereastra de context. Dacă mai știți, modelele astea erau făcute să prezică un cuvânt într-un context sau invers. În orice caz, ai nevoie să determini ce înseamnă un context, câte cuvinte iau la stânga și la dreapta cuvântului țintă. Și astea de obicei variază undeva între, să zicem, 2 și 5. Dacă iau ferestre de context mai mici atunci când antrenez embeddingurile, avem aici un exemplu cu Hogwarts. Dacă să zicem că antrenez un model cu fereastră de context 2, adică două cuvinte. Da? Scuze-mă, eu nu văd decât un A. Ok, de-abia acum s-a updatat slide-ul la mine. Ok, ok. E un pic de lei, dar nu văd mai de un. Acum apare asta cu Hogwarts.
Da. De-abia acum, tu vorbeai în timp ce slide-ul era precedent vreo câteva secunde. E ok acum. Mersi, se pare că e un lag, dar nu știu dacă am ce să fac. Mai ziceți-mi dacă sunt decalată. Ok, da, despre asta vorbesc. Deci să zicem că antrenăm pe niște texte care au văzut cuvintele astea cu fereastră de context 2. Și atunci când, ce putem să facem cu embeddingurile? Putem, de exemplu, și o să vedem și în cod, să extragem cuvintele cele mai apropiate de un anume cuvânt din spațiul rezultat, care vor fi, conform proprietăților spațiilor de embedding, cuvinte similare semantic. Și acum intrăm în noțiunea asta de similaritate, care de fapt e vagă. Sunt sinonime, nu sunt sinonime, ce înseamnă? Și uite, se schimbă ce înseamnă în funcție de, de exemplu, cât de mare e fereastra de context. Deci, dacă avem fereastra de 2, cele mai similare cuvinte cu Hogwarts vor fi Sunnydale și Evernight, de exemplu. Voi știți ce sunt astea? Sunnydale, Evernight, Hogwarts, sper că știți. Nu. Nici eu nu știam prea bine. Sunt alte școli, de, cred, sau ceva similar, din alte scrieri de fantasy. Adică a găsit același tip de obiect, să zicem, tot alte instituții de astea de școli sau similare, dar din alte texte, din alte povești. În schimb, dacă... Deci asta, să zicem că e o analogie, nu știu, aproape un fel de sinonimie, să nu zicem chiar așa. Dacă, în schimb, mărim fereastra de context, să zicem, la 5, atunci cele mai apropiate cuvinte de Hogwarts vor fi cuvinte ca Dumbledore, Malfoy, Half-Blood. Astea poate știți că sunt termeni de prin Harry Potter, la fel ca Hogwarts. Nu mai sunt același fel de obiecte, adică sunt și substantive comune sau persoane, însă se referă la același univers. Adică în loc să găsească obiecte similare, să zicem, ca tip de obiect, a găsit în schimb cuvinte care sunt din același câmp semantic, adică se referă la Harry Potter. Se îndepărtează cumva de sinonimie și se apropie mai mult de o rudire semantică, așa, în sensul mai general. Bun. Am zis că o să insist, adică o să lucrăm astăzi mai mult cu modele preantrenate. Vis-a-vis de embeddings, avem embeddings deja antrenate, adică da, deja antrenate, nu trebuie să le mai antrenați voi de la zero, disponibile online de mai multe feluri. Cred că vi s-a spus că sunt mai mulți algoritmi care nu diferă neapărat foarte mult ca, să zicem, utilitate în practică. Word2Vec, FastText, Glove. Glove diferă puțin ca mod de construcție, FastText diferă puțin în sensul că se bazează și pe informație sub cuvânt ca să construiască embeddingurile, dar sunt utile toate, puteți să le folosiți pe oricare. Poate sunt interesante astea de folosit și pentru noi sunt mai ușor de explorat acum în exemplele noastre practice, pentru că sunt antrenate pe corpusuri foarte mari, ceea ce înseamnă că au o calitate bună și poate o să ne iasă chestii interesante când ne uităm la ele. Puteți, dacă vreți, să dați click pe aici. Astea sunt website-urile asociate, făcute de cei care au creat embeddingurile. La fel se pot descărca și din biblioteca pe care aveți acolo în cod. Deci nu o să dau acum click pe ele. Sigur că avem mai multe resurse pentru engleză, ca și la orice altceva în NLP, dar avem și pentru alte limbi, în special pentru FastText. Există embeddinguri preantrenate pentru o grămadă de limbi, inclusiv pentru română. Și aici am pus un link mai exact către unde le găsim pe astea. Bun, o să ne jucăm puțin cu ele în colab, dar înainte să mai termin cu ce mai vreau să vă zic despre cum le folosim. Am spus că putem extrage cuvinte similare, semantic. Când, ca să traducem noțiunea de similaritate în ceva matematic, de obicei ne folosim de metrici de distanță și de similaritate, oricare. Trebuie să ținem cont că distanța e opusul similarității. E posibil să găsim implementări și pentru distanțe și pentru similarități și trebuie să știm că să fim atenți cu care lucrăm. Dacă vrem să luăm similaritate, va fi 1 minus distanță și invers de obicei. Și o metrică foarte comună în NLP pentru a
Măsura distanței din astea sau similarități, inclusiv în word embedding space, este distanța sau similaritatea cosinus. Și o folosim și aici. Aș vrea să fac un mic ocol prin să dau puțin înapoi către alte feluri de reprezentări, fiindcă am auzit dimineață că au fost niște întrebări legate de ce folosim noi cosinus. Și, într-adevăr, îl folosim foarte mult în RP. Există o, să zicem, o justificare ceva mai ușor de înțeles așa, dacă ne uităm pe reprezentări mai simple, cum era bag of words, de exemplu, ce ați vorbit de dimineață. Putem să vedem și în cazul bag of words, ori documentele, ori cuvintele ca vectori. Nu o să insist foarte mult pe ce înseamnă, sper că se înțelege cât de cât. Sunt aici mai multe exemple. De exemplu, putem să zicem că reprezentăm cuvintele în funcție de cât de des apar împreună cu alte cuvinte. Asta e un fel de bag of words așa pe contexte. Adică, information, să zicem că apare împreună cu data, care e pe axa OX, de 6 ori prin corpusul nostru, și împreună cu large de o dată. Și atunci vectorul lui va pica undeva aici. Digital apare doar cu data și pică aici, apricot apare doar cu large și pică aici. Acum, ce variante avem pentru a măsura cât de mult seamănă vectorii ăștia? Una ar fi, zicea cineva, distanța, cred că era vorba de distanța geometrică, ce ar însemna asta? Distanța euclidiană între vârfurile vectorilor. Adică ne uităm la vârful information aici și la vârful digital. Cam atâta, să zicem. Ne uităm așa aproximativ cam cât iese. Apoi între information și apricot, poate puțin mai lung, dar nu e foarte mare diferența. Doar ce am vrea, dacă ne uităm puțin la vectorii ăștia, care seamănă de fapt mai mult? Păi, probabil că information seamănă cu digital mai mult decât cu apricot. Adică au apar cam cu aceleași cuvinte, în aceleași proporții. Dar dacă ne uităm la distanța euclidiană, va fi cam la fel. Hai să mai arăt încă un exemplu. Sper că nu vă amețesc prea mult. Ăsta e puțin invers. Sunt reprezentate documente, nu cuvinte. Dar la fel, un document Q, de exemplu, în care apare, nu știu, o dată jealous și o dată gossip. Nu e foarte pe axă, mă rog, să zicem că era normalizat și sunt numere sub 1, hai să zicem o dată și o dată. Și un alt document de 2 în care apar fiecare de 2 ori aproximativ, sau unul de 3 ori și altul de, mă rog, de, nu știu, ceva aproximativ egal, nu știu, de 15 și 14. Deci sunt foarte apropiate de asta, f de x egal cu x. Dacă ne uităm la distanța euclidiană, va fi din nou foarte mare. Deși apar tot cam egal, gossip și jealous, în cele două documente. Deci poate ele sunt cam același fel de documente. Apar la fel de mult, vorbește despre gossip și despre jealous. Doar că ăsta fiind mult mai lung, vectorul va fi mai departe și distanța euclidiană va ieși mare. Deci asta e concluzia. Când ne uităm la distanța euclidiană, ea ține cont și de lungimile vectorilor. Și nouă de multe ori nu ne pasă de asta, ne pasă mai mult de unde se situează ei raportat la dimensiunile cu care lucrăm. Adică de câte ori apare jealous relativ la de câte ori apare gossip. Și aici la fel, de câte ori apare împreună cu data, relativ la de câte ori apare împreună cu large. Și atunci ignorăm cât de lung e el, exact de câte ori, și ne interesează doar proporția asta. Și așa ajungem la cosine distance. Ori luăm unghiul, ori normalizăm vectorii toți la normă 1 și luăm produsul scalar. Și măsurăm în fond unghiul dintre vectori și nu distanța dintre vârfurile lor. Asta cred că e deja al treilea exemplu, doar că arată mai frumos cum sunt normalizați. Și în același mod o să o aplicăm și la alte tipuri de reprezentări, nu la astea la care era foarte clar ce înseamnă o dimensiune. La embeddings la fel, aplicăm cosine similarity. Exact matematic, e produsul scalar împărțit la produsul normelor vectorilor sau produsul scalar între niște vectori normalizați de normă 1. Poate are ceva mai mult sens cum ce avantaje, nu știu, are cosine sau care e ideea din spate.
Ok, sper că sunt sincronizate slide-urile. Suntem pe asta cu distanțe între cosinusuri între exemple de cuvinte reprezentate ca embeddings. Bun, și din felul cum sunt antrenate, cred că ați auzit și de dimineață, similaritățile astea în spațiul ăsta, definite ca similaritate cosinus de obicei, se potrivesc foarte bine cu similaritatea semantică. De exemplu, între cuvinte cum ar fi Franța și Italia, ne așteptăm să fie o similaritate mare sau o distanță mică. Între cuvinte care n-au nicio treabă, cum ar fi minge și crocodil, ne așteptăm să fie o similaritate mică sau vor fi aproximativ ortogonal, deci un cosinus de zero. Și apoi mai există și similarități negative. De obicei, astea apar în perechi din astea de analogii, pe care o să le vedem imediat. Cred că ați trecut puțin prin ele și de dimineață. Nu neapărat în cuvinte opuse. Și aici e o particularitate, mai o ciudățenie, să zicem, a embeddingurilor, o slăbiciune, poate. Dacă vorbim de antonime, de exemplu, alb și negru, cum credeți că vor fi în spațiu? Ce similaritate vor avea? Mare sau mică? Mare, pentru că sunt folosite într-un mod similar în exact. Limbaj natural. Exact. Asta se întâmplă. Antonimele, inclusiv bun-rău, au similaritate mare și exact din motivul din care ai spus foarte corect, pentru că sunt folosite în contexte similare. Deci asta, să zicem, e un loc unde nu merge chiar atât de bine ideea cu contextul, pentru că aici nu se pupă atât de bine cu sinonimia. Și antonimele sunt tot apropiate. Ok. Hai să văd ce... Așa, acum trecem la aplicații, începem cu analogiile astea și mai vedem încă câteva, dar înainte puteți să încercați să intrați și pe link-ul ăsta, o să intru și eu. Am o întrebare. Da. În spații n-dimensionale, nu știu, mă gândesc mai mari decât 2, că până acum vizualizările astea erau numai 2D. Funcționează la fel, adică tot e un indicator bun al similarități între două cuvinte? Da, foarte bună întrebare. N-am specificat, dar tot ce am văzut pe slide-uri aici a fost de fapt pentru a ajuta la vizualizare. De-aia le-am pus în două dimensiuni. Dar tot ce vedem aici se întâmplă în n-dimensiuni, exact câte au ele, să zicem 100 sau 300, și funcționează cu tot ce am spus despre ele. Mai degrabă în două dimensiuni e o forțare a proprietăților ăstora și aici le-am simplificat ca să le putem desena. Dar funcționează în N. În rest, sunt aceleași principii. Principiul lungimii care nu contează, principiul unghiului merge la fel de bine și în N-dimensiuni. Bun, în două dimensiuni putem noi să facem foarte simplu din Python, de exemplu. Putem și în trei, dar poate durează puțin mai mult. Și aici e hostat o aplicație care reprezintă și în trei dimensiuni. Și dacă n-aveți chef să stați să faceți voi niște grafice cu embeddingurile reduse la două dimensiuni, puteți să le încărcați pe site-ul ăsta și o să vi le reprezinte și puteți să le explorați, să vedeți ce e pe aproape. O să-l folosim imediat, dar să vedem așa cam ce poți să faci. Poți să cauți un cuvânt, vezi ce e prin jurul lui, vedem că pe lângă dogs mai avem cat, cow, rat. Astea sunt niște embeddings pre-încărcate de ei, bazate pe Word-ul vechi, cu 10.000 de cuvinte. Dar putem să le încărcăm și pe ale noastre, să le vizualizăm la fel. Nu știu dacă știți de tehnicile astea de reducere a dimensiunilor, cam asta se întâmplă când, ca să reușim să le vizualizăm. N-avem timp acum să intrăm foarte mult în detaliu, dar în principiu sunt niște tehnici care iau vectori de, să zicem, 300 de dimensiuni și reduc la 2 sau 3, aici 3, astfel încât să păstreze informația maximă. SVM-urile. Cum? Cum sunt SVM-urile? SVM-urile, poate există și variante modificate pentru... nu știu, învățare nesupervizată, dar de obicei pentru clasificare. Iar tehnicile astea sunt dincolo, nu există, nu trebuie să existe niște label-uri, ci niște date în mai multe dimensiuni și le găsesc
pe unde e varianța maximă, astfel încât să păstreze informația maximă și să renunțe la dimensiuni cu, care fac să piardă mai puține informații. Sau în ce sens ziceai tu? Eu așa știam că suport vector mașinurile alea reduc informația dintr-un spațiu n-dimensional în ce e mai utilul cazului. Ah, ok. Adică reduce într-un fel dimensionalitate. Sau e invers, cu metodele kernel care scufundă în alt spațiu ca să da, ajute. Da. E puțin diferit modul cum merg alea, dar da, trebuie să iei punctul dintr-un spațiu n-dimensional să-l pui în două. Și mă rog, sunt mai mulți algoritmi. Ăsta e PCA. E foarte ușor să, cu scikit-learn, să aplicați și voi PCA pe vectorii voștri dacă vreți și să faceți un desen în matplotlib. N-am pus asta astăzi, dar e ușor de găsit cum se face. Dacă nu vreți asta, puteți folosi aici. Hai să revenim la prezentare, dacă nu mai sunt întrebări despre asta. Și apoi o să mai revenim la proiectul ăsta. Bun, am zis că vreau să vorbesc despre ce alte aplicații mai sunt în afară de astea, algoritm de clasificare, de exemplu. A trecut puțin de dimineață, cred, prin proprietatea asta foarte interesantă a embeddingurilor, că poți face aritmetică pe ele, astfel încât să se, aibă semnificații și în spațiu semantic. De exemplu, e celebră ecuația asta, king minus man plus woman egal queen. Asta se poate exprima mai multe feluri. Odată aritmetic așa. Apoi, dacă ne referim la limbaj, e un mod de a obține analogii cu ajutorul embeddingurilor. Adică king is to man, like queen is to woman. Poți, de fapt, să întrebi spațiul de embeddings. King is to man, like what is to woman? Și el îți va spune. Un al treilea mod de a interpreta ce se întâmplă aici este că în spațiul ăsta vectorial și din nou aici e simplificat în două dimensiuni și direcțiile astea simplificate, e o schemă mai mult, dar vectorii ăștia, de exemplu, între man și woman și între king și queen, sunt relativ paraleli și cam așa reușești să faci operația asta. La ce te ajută asta? Am zis că poți să întrebi spațiul care e rezultatul unei analogii. Poți să înveți lucruri ori pe care chiar nu le cunoști, revin imediat, de exemplu. Astea sunt, cred că sunt chiar generate din embeddingurile de tip GLAV și reduse la două dimensiuni ca să le vedem, dar sunt mai realiște dreptele astea între puncte. Astea sunt analogii între care leagă companiile de CEO. Și să zicem că știu care este CEO-ul pentru IBM și nu știu care este CEO-ul Walmart. Și atunci întreb spațiul de embeddings. IBM is to raw material like Walmart is to what? Și sper că el o să-mi răspundă Macmillan. Poate nu știu să fac declinare sau conjugare forme morfologice. Funcționează și pentru asta. Strong is to stronger like clear is to clearer. Dar mai interesant de atât, o să meargă și pe verbe neregulate. Dacă nu știu să conjug verbele în engleză, pot să-l întreb, să-mi intre spațiul de embedding, dacă e destul de bun. Avem un exemplu în cod imediat. Pe ce mai merge? Mai merge pe, astea sunt ce am văzut la început, să zicem, relații de astea de tip corespondența a diverse roluri între femeie și bărbat, uncle, aunt, king, queen, dar și sir, madam și tot fel. Uite, asta, să zicem, încă un mod de a înțelege ce se întâmplă acolo. Am spus deja că vectorii ăștia sunt paraleli. În cazul ăsta cu man, woman, king, queen, putem să zicem că vectorii man, woman și king, queen, direcția aia ar fi direcția care reprezintă genderul în spațiul meu. Și mai mult în exemplul ăsta, putem să zicem că probabil sunt paraleli și cei între man king și woman queen, adică e un fel de dublă analogie și direcția aia reprezenta royalty.
Mai sunt niște exemple unde nu e analogia așa din două direcții, de exemplu scream screaming cu run running, e pe o singură direcție, relația asta între verb și forma lui continuă. Bun, și am zis că putem să-i punem întrebări, să aflăm ceva, sau putem să înțelegem mai multe despre textele pe care a fost antrenat, din ce analogii produce el. De exemplu, haideți că mă duc direct la exemplu, că asta am zis. La ce altceva mai putem folosi analogiile? Și aici avem o grămadă de rezultate din cercetare, care obținut niște concluzii foarte interesante despre textele pe care au fost antrenate embeddingurile cu tehnici din astea destul de simple. Una din ele este comparația între perioade diferite istorice. Asta este, de fapt, un paper care a început interesul mare pentru a exploata embeddingurile și pentru altfel de aplicații de astea, de a înțelege ce se întâmplă cu textele alea și chiar cu, să zicem, cultura celor care au scris textele, prin mijloace de genul ăsta. De exemplu, pot să antrenez niște texte pe niște embeddings pe texte din anii 1900, după aceea să antrenez alte embeddings pe texte din anii 1950 și să vezi ce s-a întâmplat cu spațiul vectorial, dacă mai înseamnă același lucru cuvintele, comparând spațiul vectorial rezultat. Cum faci asta? Păi o să ai niște embedding spaces separate pentru fiecare perioadă, să zicem, în care antrenezi. Deci am încercat pe mai multe perioade, din, să zicem, parcă două secole, cam așa, sau un secol și ceva. Și poți să vezi cum se schimbă cuvintele din jurul unor cuvinte care te interesează pe tine, de exemplu. Un exemplu ar fi aici cu broadcast, care prin 1850 se referea în general la a răspândi ceva, să zicem, semințe, în agricultură, după care, odată cu apariția mass media, a început să se refere la mass media, de exemplu, întâi cu ziarele, distribuția ziarelor, după care, odată cu radio și televiziune, s-a referit la broadcast de tipul ăsta, BBC, de exemplu. Ne dăm seama din ce vecini au ei prin spațiu. Ne mai dăm seama și din pe unde se află în spațiu. Poți să vezi dacă s-a mutat punctul ăla în spațiu vectorial. La început era aici, după aia s-a mutat mai încoace, după aia s-a mutat mai încoace. Și asta este tracking of semantic change cu ajutorul word embeddings, cu o tehnică destul de simplă și cu rezultate interesante. Cam cu aceeași idee poți să urmărești și alte lucruri. Poți să urmărești, de exemplu, cum și-au schimbat sensul cuvintele care exprimă sentimente. Sunt alte cercetări care au comparat cuvinte care exprimă sentimente negative versus pozitive și terrific avea sens negativ până prin 1950, după care a început să aibă sens pozitiv. Și dacă se uită așa sistematic, au găsit că, în general, cuvintele negative tind să se schimbe mai mult decât cele pozitive. Poate ne spune și asta ceva despre cultură, nu știu, eu neapărat să interpretez mai departe, dar e interesant. Altceva ce putem face, tot așa, punând împreună embeddings pe texte diferite, dacă le antrenăm pe limbi diferite, putem să încercăm să le punem împreună și vedem imediat cum, ca să obținem niște spații multilingve. Și să zicem așa, forțând puțin, că pot fi folosite la un fel de traducere mot-a-mot, adică să știu, după ce am obținut spațiul ăsta, să zicem că aveam un spațiu pentru engleză și unul pentru germană sau ce limbă o fi aici, cu mov. Și pot să văd care e cuvântul german cel mai apropiat de, să zicem, children, găsim kinder. Și asta ar fi traducerea lui children. Acum, am zis că vedem cum obținem spațiile astea. Dacă vrem să comparăm direct punctele, să vedem unde se află children și kinder sau unde s-a mutat cuvântul pentru broadcast, nu prea putem să luăm direct, să punem una peste alta, cele două spații și gata, să comparăm direct între ele. E nevoie de încă o operație ca să le aliniem încât să se poată, să poată fi comparabile. Asta e pentru că atunci când antrenăm un model de embeddings, spațiul la rezultat nu garantează poziția unui cuvânt. Adică când îmi fac eu antrenez pentru engleză, nu o să pice mereu war aici. Poate o să pice în altă parte, chiar dacă e pe aceeași limbă.
nu are poziția lui fixă. Ce ar trebui să fie constant ar fi poziția lui relativă față de alte cuvinte. Faptul că e similar cu, nu știu, country, să zicem. Asta se păstrează. Dar e posibil să se păstreze și să fie cu fundul sus, altădată, pe alte texte. Și atunci, ca să nu mai fie cu fundul sus, trebuie să aplică o operație de aliniere, care de obicei este o transformare liniară a spațiului, astfel încât să se potrivească. Să se potrivească înseamnă, de obicei, una din metode este să aleg eu niște cuvinte reper, așa, care știu că trebuie să se lipească, nu știu, gato și cat, dacă vorbim de spații multilingve, și apoi găsesc transformarea asta optimă încât să se potrivească perechile alea. După care, spațiul ăsta poate fi folosit împreună pentru ambele limbi. La fel și la celelalte aplicații, cum ar fi cea cu timpul, broadcastul ăla, avem trei spații diferite, le aliniem ca să putem compara unde s-a dus punctul ăla diferit. Aici avem sursa imaginii, inclusiv algoritmul și niște embedding-uri rezultate după alinierea asta, care au rezultat în spații multilingve și le putem folosi direct. Așa, hai să vedem dacă am sărit peste ceva. Nu, am zis asta. Deci dacă vrem să comparăm între mai multe spații, ar trebui să facem alignment-ul ăsta. Dacă nu vrem să-l facem, mai avem opțiunea aia de a ne uita doar la vecinătăți. Și nu mai trebuie să facem nimic. Adică dacă le tratăm separat, spațiul din 1850, ne uităm la vecini, separat în spațiu din 1900, ne uităm la vecini și atunci nu mai e nevoie să fac nimic special. Deci cam astea sunt modurile în care compar mai multe spații diferite. Ce mai pot să fac? Mai sunt vreo două exemple. Apropo de spații multilingve, dacă am un spațiu din ăsta multilingv, pot să văd dacă să detectez perechi de false friends. Pot să știu că, să zicem că eu nu știu spaniolă și văd că embarasada asta seamănă cu embarrassed, așa la cum arată. Știe cineva ce înseamnă embarasada? Cred că e un hint. În poză. Nu v-ați uitat la telenovele. Însărcinată. E un false friend cu embarrassed. Nu înseamnă același lucru. Și cum pot să verific asta? Pot să verific ușor că seamănă ca formă. Câte caractere au în comun, sunt niște distanțe și pentru asta. Și apoi pot să verific că nu seamănă ca sens dacă mă uit într-un spațiu ăsta multilingv. Și apoi pot să, de exemplu, să extrag automat exemple de astea de false friends, eventual să ajut pe cei care învață limba, să integrez într-o aplicație care corectează greșelile, lucruri de genul ăsta. Și chiar am lucrat și noi la asta și aici am pus o resursă rezultat. Ce s-a mai făcut, apropo de a înțelege cultura care a produs textele? Ia, stați să vă arăt întâi celălalt exemplu. Imediat. Ah. Da. O altă analogie faimoasă, în afară de cea cu King Woman și King Man și Queen Woman, este una care a dat titlul unui articol: Man is to computer programmer as woman is to homemaker. Și asta a fost răspunsul unui spațiu de embeddings. A fost întrebat cu ce se potrivește woman dacă man e computer programmer și a spus homemaker. Ceea ce a rezultat, arătat destul de evident că există bias-uri în spațiile astea. Și dacă le folosim în aplicațiile noastre, e posibil să propagăm bias-ul. Deci, pe de o parte, arată asta despre cei care au scris textele pe care a fost antrenat modelul, că probabil aveau un bias din ăsta și se refereau la femei ca la homemakers. Și pe de alta ne arată că trebuie să avem grijă cum le folosim, pentru că s-ar putea să propagăm un bias. Și cred că poate ați văzut și dimineață un link către un notebook care se referea la asta. Există și metode ca să scoți bias-ul din spațiu de embeddings. Așa, destul de nișat, să zicem, pe anumite direcții de bias. Nu știu dacă e foarte general, dar se studiază și zona asta. Nu insistăm noi foarte mult pe asta, dar să știți că și asta e o chestie pe care poți să le faci cu ele și o zonă de cercetare.
Și tot în direcția asta mai sunt câteva exemple și cu asta închei partea asta de aplicații. Hai să văd ce mai era, tot cu bias-ul femei-bărbați. Dacă ne uităm în niște spații de embeddings, vedem că există similarități mai mari între adjective din astea pozitive și bărbați decât femei, cum ar fi smart, wise, brilliant. Dar dacă ne uităm cum se schimbă în timp, vedem că începe să scadă bias-ul, e în scădere, ceea ce e bine. Și dacă ne uităm cât de mult seamănă femei versus bărbați cu diverse ocupații, vedem că sunt ocupații cum ar fi teacher, care de obicei se corelează mai mult cu femeile. Și dacă ne uităm și în timp exact câte femei au fost angajate ca profesori, se corelează cu similaritatea din spațiul de embeddings. Deci reflectă destul de bine ce se întâmplă în cultura care a generat textele. Și în ultimul rând, cred că e ultimul exemplu, pe lângă asta cu femei bărbați, a studiat sigur și cu stereotipuri etnice. Și s-a descoperit că există pentru imigranți, de exemplu pentru cei chinezi, niște asocieri cu adjective negative, cum ar fi barbaric, monstrous, bizarre. Dacă și ăsta e în scădere. Deci tot așa, dacă ne uităm la texte din 1910, se vede un bias mai mare către a fi apropiate cuvintele legate de etnia chineză, de aceste adjective, și în timp scade diferența asta. Uite, aici sunt niște liste de cei mai apropiați vecini de cuvinte asociate cu etnia chineză și prin 1910 erau chestii genul barbaric, monstrous, bizarre. Acum, prin 1990, tot nu sunt ideale, dar sunt mai ok și sunt și chiar și unele pozitive, nu știu, active, sensitive. Și da, cu metodele astea am învățat ceva despre ce se întâmplă cu părerea celor care au scris textele astea despre imigranți. Bun. O să facem imediat, o să vedem și din cod, că putem să extragem unele din exemplele astea, din aplicațiile astea, să le vedem în practică. După care o să trecem la alt tip de embedding și aici avem doar două slide-uri despre ele și restul o să vedem în cod. Care e problema cu embeddingurile astea pe care le-am văzut până acum? Păi, de exemplu, să zicem că avem textele astea de aici. I let the kids outside to play. He never had acted in a more famous play before. It wasn't a play the coach would approve of. Dacă vreau să reprezint semantic sensul lui play cu word embeddings, cu word to vec, ce variantă am? Păi o să-l întreb pe word to vec ce vector i-a ieșit din a antrena pe textele astea, dar el e făcut să aibă un singur vector per cuvânt. Adică pentru play el poate să aibă o singură reprezentare. Și e destul de clar aici că nu înseamnă același lucru să mă joc și o piesă de teatru. Cu word to vec n-am cum să fac distinția asta. Și asta mă încurcă, de exemplu, și în aplicații mai încolo. Dacă fac clasificare, o să am un singur vector pentru play, nu o să știu dacă în propoziția asta e vorba de jucat sau de teatru. Și atunci, cine poate să ne ajute la problema asta sunt embeddingurile contextuale, care au vector care depind de context, nu sunt unici per cuvânt. Asta sunt ce poate să producă modelele astea noi de tip transformer. Unul din primele modele care putea produce embedding contextual era Elmo, acum e puțin depășit, BERT și alte modele de tipul LLM-uri funcționează similar și poți extrage embedding-uri contextuale din ele. O să vedem în cod cum le scoatem de aici. Cam asta e tot o arhitectură simplificată a lui BERT și o să ne folosim de ce face el, să extragem din ultimele straturi ca să luăm embedding-urile astea contextuale. Ce putem face diferit? Poate a fost clar din cum am descris, dar să vedem mai concret. Deci, revenim la play. Zicem că ne uităm la cele mai similare puncte în spațiul nostru de embeddings. Folosim GLAF, care e un model de ăsta din prima categorie, statice. Să zicem că seamănă cu play, alte cuvinte, cum ar fi playing, game, games, poate și theater ar fi pe aici, dacă lungesc lista.
În schimb, dacă mă uit la contextuale, nu o să mai am doar un punct care reprezintă cuvântul play și apoi altele care sunt aproape, alte cuvinte. O să fie, de fapt, un punct care reprezintă cuvântul play într-un anume context. De exemplu, in Chicoru is made a spectacular play. Și dacă mă uit la cei mai apropiați vecini ai lui, o să fie tot așa, play în niște contexte. De exemplu, în contextul din dreapta, all around excellent play. Aici e cuvântul play cu sensuri similare. De asta sunt similare aceste două puncte. Sau Broadway play seamănă cu Rose in a successful play. Și vedem că asta poate să facă diferența între cele două sensuri. Bun. Și acum să trecem la cod. Și o luăm puțin de la început cu embeddingurile statice, să ne uităm puțin la... putem să facem dintre operațiile pe care le-am văzut pe slide-uri, analogii și așa mai departe, să ne jucăm puțin cu el și după aia trecem și la cum ne extragem pe cele contextuale. Puteți să-mi ziceți dacă aveți întrebări și după aia să luăm poate o pauză de 5 minute. Bun, deci de acum ne uităm pe Colab. Sper că ați reușit să faceți copii ca să vă jucați și voi cu el, că o să explorăm puțin ce e cu spațiile astea prea antrenate, să vedem ce ne spun ele despre corpusul pe care a fost antrenat. Cred că ați văzut deja GenSim de dimineață, care e o bibliotecă de NLP, care are funcționalități destul de utile și pentru Word Embedding și e folosită des pentru asta. Deși, teoretic, Word Embedding sunt niște vectori numerici, îi poți procesa și direct. Dar GenSim ne mai dă niște funcții utile, inclusiv un downloader cu care poți lua embeddings preantrenate de diverse feluri. Și astea le putem descărca separat de pe diverse repozitorii, mai sunt și aici link-uri. Dar pentru primele exerciții o să folosim downloaderul ăsta. Putem să ne uităm puțin ce ne pune la dispoziție și vedem că variază tipul de algoritm. Dacă ne uităm la început, fast text, word to vec, Glove, apoi vedem corpusul pe care a fost antrenat, Wikipedia, Google News și la sfârșit avem dimensiunea embeddingului. Și asta poate să ne spună cât de utilă ne e sau ce să ne așteptăm de la ele. Eu aici am descărcat două ca să le compar. Asta am comentat-o că dura mult, dar puteți să vă jucați cu care vreți. Sper că ați descărcat și voi, ați apucat cei care ați rulat mai devreme, unul mai mare, că poate ies chestii mai interesante. Deci avem unul mai mare antrenat pe Wiki News, pe Wikipedia și pe Newscript, de 300 de dimensiuni și un Glove antrenat pe Twitter cu 25 de dimensiuni, micuț. Să vedem cum se compară și ce putem face cu ele. O să încerc să trec cât de cât repede prin astea și să vă las să vă mai jucați voi cu exemplele ca să ajung și la celelalte feluri de embeddings. Deci ce am făcut aici? Putem să ne uităm, de exemplu, la câte cuvinte sunt în vocabular. Cam un milion în ambele. Asta ne face o asociere între cuvânt și un index. Putem să luăm direct vectorul și să facem ce vrem cu el. Arată așa. Seamănă cumva cu ce era pe slide. Ăsta e vectorul pentru cat din spațiul ăsta fast text. Și ziceam de funcții utile, ca să nu stăm noi să... Nu știu, facem o metodă optimă de a găsi cuvinte similare prin spațiul ăla. Există funcția asta most similar și ne spune care cuvinte sunt cele mai apropiate de cat în spațiul ăsta. Și aici avem lucruri care seamănă cu cat. Pare că are sens. Nu cats, house cats, după aici liniuță cats, probabil sunt din cuvinte compuse care au fost împărțite când a fost antrenat embedding-ul. Kitten, feline, dar seamănă, vedem, și cu dog, deja, care nu mai sunt sinonime, doar înrudite. Astea, ele sunt ordonate după similaritate și pe a doua poziție în tuplul ăsta vedem și similaritatea ca cosine similarity. Cu cat e 0.83, cu house cat e 0.76. Și aici am mai încercat diverse comparații. Puteți să vedeți și voi ce, la ce mai sunteți curioși. De exemplu, pe Twitter, dacă ne uităm la cat, nu mai sunt atâtea sinonime diferite pentru cat. Nu știu, house cat, feline. În schimb, sunt mai multe diminutive, kitty, kitten, poate sunt și ceva argo, folosite cuvintele astea, mai specifice, poate limbajul de pe Twitter. Am zis că ăsta face cosine similarity. Putem să-l facem și noi de mână, aproape de mână. Avem un scikit-learn implementată metrica cosine similarity, aici.
care, mă rog, așteaptă vectorii ăștia într-o anumită formă și a trebuit să-i schimbăm din vectori în coloane. Și ne întoarce similaritățile de toate combinațiile de ce i-am dat. Aici am dat două, o să fie o matrice cu un singur element, de asta am notat 0,0, între cat și kitten. Similaritatea cosine e 0,748 și la fel ca asta. Asta e, are mai multă precizie, dar ne fie același număr. Deci exact asta ne dă și GenSim. Dacă vrem noi să-l facem de mână, putem să-l facem ceva de genul ăsta. Bun, și am mai încercat aici diverse chestii, între chiar și papi, dacă seamănă. Și aici putem să mai vedem ce spuneam, că nu înseamnă neapărat sinonimie. De exemplu, dacă ne uităm între good și bad, e destul de mare, 79. În Twitter, pe celălalt e și mai mare. Apoi mai contează și dacă limbajul e specific textelor. De exemplu, pe Twitter, între sibling și sister, e un scor ok, dar nu cine știe ce. Probabil că sibling e mai rar folosit. În schimb, în celălalt spațiu e mai mare similaritatea. Între chestii gen culori, grade de rudenie, lunile, anului, zilele, săptămânii, sunt scoruri destul de mari. Puteți să mai încercăm să le folosim și să ne ajute pe noi la niște task-uri de NLP, cum ar fi să mai normalizăm cumva cuvintele, dacă avem un cuvânt scris în mai multe feluri. Un spațiu de embedding s-a antrenat bine, un model bun, probabil o să le pun împreună ca sens. Dacă vrem, de exemplu, să corectăm o typo-uri. Nu știm cum se scrie, de fapt, sau nu știm câte feluri greșite de a scrie găsim prin texte. Și atunci putem să ne uităm la cuvintele apropiate în spațiu de un anume typo. Asta ar trebui și definitely, care e greșit destul de des. Și seamănă în spațiu semantic cu alte typo-uri pentru același cuvânt. Și dacă vrem ca modelul nostru, să zicem, să se ocupe la fel de... să considere că e același cuvânt ăsta, deși e scris diferit, putem, de exemplu, să extragem niște sinonime cu ajutorul embeddingurilor. Asta ar fi una. Sau, de exemplu, mai ales dacă ne gândim la social media, cuvinte scrise, nu știu, cu litere mai mari sau mai mici, cu mai multe i-uri. Așa. Cum facem analogii cu GenSim? Fix asta cu King, Woman, Queen, Man. E o funcție modificată de most similar care primește liste. Și dacă îi dai o listă pozitivă și una negativă. Și atunci face fix operația aritmetică între ele, King plus Woman minus Man. Și așa iese exact ce aveam pe slide-uri și analogia între King, Woman, Man. Rezultatul este Queen, ce ne-am dorit. Ghicește cineva ce înseamnă de data asta 0,93 ăsta? Similaritatea între ce și ce? Între Queen și rezultatul operației alea, exact. Exact. Într-adevăr, nu pică, când faci operația asta, nu o să pice fix pe Queen. O să pice undeva în spațiu și cel mai apropiat cuvânt de unde pică este Queen și e atât de apropiat. Asta poate să ne zică și cam cât de bine a funcționat analogia, că uneori nu merge. Dacă nu există analogia aia, nu există paralelismul la spațiu, o să dea niște prostii. Am mai încercat aici altele care dau rezultate interesante. Să zicem că nu știm capitala Franței, sau poate puteam să locuim cu altă țară aici. Și făcând analogia asta, aflăm că e Paris. Încă o întrebare interesantă, am vrut să aflu din corpusul ăsta de Google News cam care pare că ar fi mâncarea specifică unei naționalități. Și am presupus că pasta cu italian e destul de safe și am folosit-o ca reper și am zis, bine, dacă pasta se potrivește cu italian, care e mâncarea egipteană? Și răspunsul a fost tahini, după care vedem că aici deja sunt alte chestii care n-au treabă cu mâncare. Egipt, hieroglifă, asta e pentru că nu mai merge analogia dincolo de asta. O să-ți dea probabil, dacă încerci să faci analogie pe care nu o poate rezolva, ceva similar cu cuvintele astea din pozitiv. Egipt, alte chestii similare cu ceva din stânga aici, nu neapărat care țin cont și de cealaltă parte a operației, de astea negative.
Da, asta poate are ceva. Ținut mă pricep foarte bine. La România mi s-a mai pus o întrebare interesantă. Mie mi-a dat mămăligă pe prima poziție. Deci asta, aici am folosit-o din nou ca să explorăm puțin ce se întâmplă în textele alea. Dacă vrem să mai facem alte chestii, am zis că poate vrem să conjugăm verbe, că nu știm, ziceam că merge și la neregulate, de exemplu, sing, play this to play, like what is to sing, și mi-l conjugă corect, sang. Sau să facem diminutive, puppy is to dog, like what is to cat, și îmi dă kitten și kitty. Și încă un exemplu care mie mi se pare bine cu brother și man și woman, e poate destul de clar. Un exemplu care mă miră destul de mult, dar a mers, sincer, l-am ales destul de bine ca să meargă. Operații din astea pe culori. Purple minus blue plus yellow. Dacă faci asta cu acuarele, ar trebui să-ți dea ce înseamnă purple minus blue. Păi purple e blue plus red, nu? Și red plus yellow e orange. Și mi-a dat fix orange. Doar din a analiza contextele în care apar cuvintele astea. E posibil să fie, chiar să învețe ceva așa, dar e chiar o proprietate, așa, un side effect și mai interesant și mai greu de înțeles. Puteți să mai încercați și voi cu altele, să vedeți dacă mai este ceva. Și în ultimul rând am încercat și analogia aia din paper, să văd dacă îmi zice că woman e homemaker, dar nu prea mi-a dat. Pe spațiul ăsta a ieșit altfel, mă rog, a ieșit non-programmer, dar nu cred că înseamnă că e un bias anti-women, probabil a găsit cuvinte similare cu programmer. Unul ar fi ăsta, apoi programmer la plural, cu P mare. Uite, vedem aici că astea erau fix cuvinte similare cu programmer. Deci nu prea a mers analogia, n-a găsit nimic interesant. Astea ar fi exemple de analogii. Dacă mai găsiți vreuna interesantă, puteți să ziceți sau să scrieți în chat. Eu o să trec puțin mai departe. Foarte pe scurt, încă o funcție pe care ne-o degensim este să găsim cuvântul, un fel de odd one out, care nu seamănă cu celelalte dintr-un grup, doesn't match, și dintre dog, cat, mouse și cake, cake e la care nu seamănă cu restul. Și trecem puțin dincolo de astea și ne uităm la cele multilingve. Am zis că nu poți să iei direct un spațiu spaniol cu unul englez și să compari embarasada cu embarrassed. Trebuie să faci alinierea aia. E, fast text, am zis că avem pentru foarte multe limbi și pentru un subset dintre ele, dar tot destul de multe, ne dă și spații deja aliniate în care poți să compari. Adică au făcut ei operația de aliniere. Și acum dacă descarci spațiul ăsta pentru engleză cu ăla pentru spaniolă, poți compara direct puncte din unul și din celălalt. Și să vedem puțin cum facem asta. Aici le-am luat pur și simplu cu vâghet ca să le descarc. Puteți să le descărcați de mână dacă vreți. Sunt în două formate, cred, unul binar, unul TXT. Și GenSim ne lasă și să le încărcăm din altă parte, nu din downloader. Deci pe asta le-am descărcat, mi-au apărut undeva aici în... Bine, nu mi-au apărut că n-am mai rulat. Ar trebui să apară undeva aici în files. Nu știu dacă ați mai folosit în colab mediul ăsta, unde ar trebui să fie storage-ul local. Ar trebui să apară aici și după aia o să le vadă aici local ca să le încarce în GenSim și apoi pot să le folosesc cum le-am folosit și până acum. Și am luat vectorii fix pentru exemplele aia din slide-uri, pentru embarrassed și embarasada și pregnant, să văd care seamănă cu care. Și aici tot cu cosine similarity-ul l-am făcut direct cu din scikit-learn și o mică matrice care sper că se înțelege, care mi-arată similaritatea fiecăruia cu fiecare și ce observăm. Dacă ne uităm la embarrassed cu embarasada, scorul e 0,31, destul de micuț, deci poate că nu se traduce în embarasada. În schimb, dacă ne uităm la pregnant cu embarasada, e 0,83. Deci probabil că ăsta e traducerea corectă. Și mă rog, mai vedem niște chestii. Sigur că vectorul cu el însuși să aibă similaritate mare, 1 sau, mă rog, aici e puțin o greșeală de rotunjire, probabil e 0,999. Și asta, să zicem, un proof of concept pentru detectare de false friends și de folosire de spații multilingue. Și, mă rog, aici am mai încercat niște exemple cu comparația între astea două spații. Și aș zice să trecem apoi la celelalte feluri de embeddings.
Ziceți dacă ați mai încercat ceva sau dacă mai aveți întrebări cu astea statice preantrenate. Am pus aici niște cod pentru cum antrenăm noi embedding cu GenSim. Poate fi foarte util dacă am eu un corpus și vreau să aflu ceva despre ăla. Ori să-l folosesc în reprezentările într-un model, să zicem, ori chiar să înțeleg datele, să văd care seamănă cu care, ce cuvinte, care, cum se poziționează în spațiu. Da, cred că ați trecut și de dimineață prin el și nu mai explic ce se întâmplă. Cu instanțiând un word-ul vechi din ăsta, cu toți parametrii ăștia, rezultă un model. Și acum am zis că urmează celelalte tipuri de embedding, cele contextuale, care se pot ocupa bine și de cuvinte care pot avea mai multe sensuri. Dacă vă amintiți din slide-uri, am dat exemplu cu play, care poate să însemne piesă de teatru, poate să însemne jucat de fotbal, poate să însemne altfel de joc, poate să însemne joc de cuvinte. Uite, și în română joc e ambigu, dar tot are cam alt sens, joc de cuvinte versus joc de fotbal. Sau există și omonime, sau exemple unde sensul e și mai diferit. Nu știu, line of code sau stay in line, sau bank, care înseamnă mal, și bank, care înseamnă bancă. Deci, în cazul bank, de exemplu, e destul de grav, că word embedding-urile astea statice, asta mai e un termen pentru cele de până acum, au o singură reprezentare, cum să reprezinți mal și bancă cu același vector. O să iasă ceva la mijloc, care nu prea e bună pentru niciuna din ele. Bun, și atunci o să folosim din astea din Transformers. Avem nevoie de biblioteca asta Transformers. Dacă cred că ați mai folosit Transformers, o să-i descărcăm niște modele tot preantrenate. Deja cred că sunteți obișnuiți cu faptul că Transformers de obicei folosim preantrenați. Și am văzut cumva că, de fapt, și ce am văzut cu embedding-urile era tot o formă de a folosi modele preantrenate, tot un fel de transfer learning. De atunci avea succes și acum începe din ce în ce mai mult să fie soluția cea mai de succes pentru multe probleme, pentru că ăștia sunt de obicei antrenați pe corpusuri foarte mari și atunci obțin niște reprezentări, sau ne pot ajuta să obținem reprezentări de astea semantice de calitate foarte bună față de ce am putea noi pe, nu știu, pe un dataset micuț de-al nostru. Bun, deci trebuie să instalăm Transformers ca să putem să descărcăm niște modele și să vedem cum scoatem embedding-uri din ele. Dacă știți, ne putem referi la modele după keyword-ul ăsta. Dacă intrați pe Hugging Face, găsiți acolo o sumedine de modele de tot felul, antrenate pe alte tipuri de texte, chiar și pe alte limbi. Aici l-am folosit tot pe BERT-ul de bază, pe engleză. Dacă vreți alt model, înlocuiți aici și vedeți ce se întâmplă cu el. Bun, care e diferența? Adică cum facem aici embeddings față de ce făceam cu Word-ul vechi? La Word-ul vechi am zis că antrenam un model să ne prezică un cuvânt într-un context sau invers și apoi luam weight-urile alea rezultate și erau bune ca vector de embeddings. Aici e mult mai complex modelul, nu are doar matricea aia de embeddings, că cam atât ai Word-ul vechi, are foarte puțin parametri. Cred că ați vorbit despre arhitectura transformerului cu Antonio și el cred că a vorbit despre ce aplicați în Vision, dar în mare e destul de potrivit. Ce arhitectură v-a prezentat el e relevantă și aici. De fapt, au început în NLP transformerii și apoi au fost adaptați și la alte tipuri de date. În principiu, ca la orice model de obicei care lucrează pe text, o să primească cuvintele din textul nostru de input sau tokenuri, mai bine zis. Deci o să ia textul și o să-l împartă în niște tokens. Tokens e un termen din NLP, apoi mai apare și prin, să zicem, la Vision Transformers, preluat din cauza asta. Deci tokenizing, nu știu cât ați apucat să vorbiți despre operațiile astea, dar e tipic în NLP, în text îl împarți în cuvinte sau tokens. Deci asta primește el ca input, apoi trece prin mai multe straturi successive de acest encoder. Encoderul ăsta, ziceam că ați vorbit despre el și nu mai intru foarte mult în detalii, conține toate legăturile de tip self-attention, care au fost, se pare că sunt foarte utile, n-a produce reprezentări foarte bune. Dacă
cred că am mai pus, nu știu, nu ăsta, ăsta. Am mai pus link-uri cu diverse resurse pentru explicarea arhitecturii, dacă mai vreți să intrați în detalii. Sunt destul de multe. Mie blogul ăsta mi se pare foarte bun și aici ilustrează cum pornești de la token, cum merge self-attention-ul ăla, în parte reprezentarea în trei, face niște combinații, niște similarități, ca să ajungă apoi la, după toate operațiile astea, din nou la o reprezentare pentru fiecare token. Asta este ce se întâmplă într-un bloc din ăsta de encoder. Ei, în BERT sunt mai multe blocuri de astea una după alta și în final o să ne folosim de ce produce ultima, adică e un model deep și trecând prin toate straturile astea o să ne intereseze ultima reprezentare, care e cea mai rafinată. Rezultatul din ultimul bloc din ăsta de encoder o să fie tot, o output pentru fiecare token ăsta de intrare. Se vede și aici. Începe cu reprezentările astea, în al doilea strat o să ajungă la astea și tot așa, și apoi în ultimul o să arate așa. Ei, noi o să luăm output-urile astea de la ultimul, pentru fiecare cuvânt, și pe alea o să le tratăm ca embeddings. Cam asta, cam așa scoatem noi contextual embeddings din pre-trained transformers. Cred că vi s-a spus că, mă rog, n-ați studiat foarte mult nici ce înseamnă tokenizarea în afara transformerilor. De obicei, cum ziceam, înseamnă împărțirea în cuvinte sau în tokeni, care de obicei se face cam cum vă spune bunul simț, adică împart cuvintele după spații, după puncte și împart textul în cuvinte. La transformări, de obicei, un model de ăsta preantrenat are tokenizerul lui propriu și oricând folosești transformerul ăla, trebuie să-i folosești tokenizerul lui, că altfel nu o să se potrivească ce a învățat modelul cu ce-i dai tu la input, cum reprezinți cuvintele. Tokenizerii ăștia împart tot în cuvinte oarecum, dar nu chiar. Uite, dacă când am descărcat modelul, i-am descărcat și tokenizerul, tot cu același key. Deci avem tokenizer și model pentru BERT based on case. Și acum putem să-l folosim să împărțim în cuvinte un text sau un tokens. Dacă împărțim I love my dog, o să iasă destul de previzibil așa. Ai un token, love, my și dog. Și punctul l-a păstrat separat ca să nu lipească de dog. E totuși o diferență. Nu mereu un token e un cuvânt. De exemplu, dacă am un cuvânt ăsta overrated, care nu e așa de bază sau nu așa frecvent ca dog, se vede că l-am părțit în over și rated și a pus și simbolurile astea ca să știe că e un subtoken. Tokenizerul ăsta ziceam că trebuie luat deodată cu modelul pentru că el are tokenii cu care a fost antrenat modelul și tokenii ăștia sunt stabiliți din nou după un algoritm, adică nu sunt toate cuvintele din limba engleză, să zicem, nici măcar neapărat cele mai frecvente, dar se folosește într-adevăr de frecvența lor. Unde am scris? Am scris asta. Cred că mai jos. E cumva antrenat să producă tokenii ăștia care reprezintă optim cuvintele. Adică cele mai frecvente, să zicem, o să fie token de sine stătători, cele mai rare o să rămână împărțite în subtoken. De obicei se pornește la token mai mici, ăsta e unul din algoritmii de antrenare și apoi se tot combină atunci când sunt grupuri de caractere frecvente. Și asta a făcut BERT. Cuvintele astea sunt în vocabular, ăsta e subtoken, deci dacă vreau să reprezint overrated, o să fie combinat over și cu rated. Hai să mai vedem alte variante. Supercalifragilistic și mai greu, ăsta l-am împărțit în multe, astea sunt tokenii pe care le avea, cu care poate lucra. Vorbiți de typo-uri. Definitely ar trebui să fie, dacă ne uităm la un typo foarte greșit, ce face? Zice că nu-l găsește? Nu, l-am împărțit în niște tokens pe care îi găsește. Define, tile, am greșit și spelled, am scris cu 3 de L, a făcut ceva și cu el, și correctly l-am greșit. Deci astea greșite nu le avea ca termen frecvent, dar le-a reprezentat cu subcuvinte. Ce se întâmplă dacă îi dăm, nu știu, ceva cu totul altă limbă. Am zis că la Word-ul vechi trebuie să ai grijă să fie aceeași limbă și aici trebuie în principiu. A mers, însă am împărțit destul de multe cuvinte și frecvente. Ăsta nu l-avea, textul l-avea că e și în engleză. Le-am împărțit.
Și aici, în ultimul rând, am încercat un exemplu și mai ciudat. Asta e cu simboluri, cu litere grecești sau, mă rog, o formulă matematică și am pus și un emoji. Se pare că astea grecești le-a găsit un vocabular. Am părțit unul câte unul. Piu ăsta e 1, paranteza X-ul, psiu și numerele, n-a reușit cu emoji-ul. Și acum descoperim și acest token special UNC, care vine de la unknown, pe care îl pune atunci când chiar nu poate să tokenizeze, să parseze input-ul ăla. În afară de UNC, mai sunt doi token ăștia special de care trebuie să știm. Ăsta e unul, mai există CLS, tot așa, cu litere mari și între paranteze pătrate, poate ați auzit de el. Ăsta e de obicei pus la începutul fiecărui text, atunci când e dat modelului. E împărțit în tokens, după care îi se lipește un CLS din ăsta. Și încă un token special, SEP, SEP de la Separator, care se pune la sfârșit sau dacă îi dai două propoziții, că, mă rog, nu insist foarte mult, dar există un mod de a folosi BERT și cu câte două inputuri. Și atunci trebuie să pui între ele SEP-ul ăsta ca să știe el care-i care. Astea sunt tokenii speciali și apoi tokenii care reprezintă cuvinte, am văzut cam cum arată. Și atunci ce face modelul? De obicei primește un text așa, îl împarte în token cum știe el, adaugă ăștia special cum trebuie, după care, cum am mai văzut probabil pe la alte aplicații care lucrează cu text, fiecare token are asociat un index și asta rezultă într-un text reprezentat ca o secvență de numere, care o să treacă apoi prin model. Întâi printr-un strat de embeddings, după care prin toate encoderele alea și în final scoate un rezultat pentru fiecare token de input și noi pe ăla o să-l folosim. Aproape am ajuns la scoate embeddingurile astea din model. Mai avem aici încă o celulă care ne spune ceva, un mic detour, că tokenizerul ăsta, cum ziceam, e antrenat pe baza unui algoritm care ține cont de cum arată cuvintele, ce distribuție au în corpus și dacă vrem putem și să ne antrenăm noi un tokenizer. Există varianta asta și sunt mai multe detalii și despre cum funcționează și despre cum le antrenăm în unul din capitolele de pe tutorialele Hugging Face. E destul de simplu așa, dacă vrem doar straightforward să-l antrenăm, dar asta am vrea destul de rar. Dacă stabilim noi un vocabular nou de tokens, dacă refacem tokenii, nu vreau să mai meargă modelul, că modelul știa că numerele astea sunt niște weight-uri potrivite pentru tokenul, nu știu, rumination. Și dacă eu îl schimb și am alții, nu o să mai meargă. Deci asta e mai mult dacă vrem să antrenăm modele de la capăt. Dar dacă vreți să știți mai multe despre tokenizers, ăsta e un link bun. Bun. Să scoatem în sfârșit embeddings din model. Deci modelul l-am încărcat deja în model aici. Ca să vedem embeddings pentru niște cuvinte, am zis că embeddingul unui cuvânt depinde de context. Deci nu pot să-i dau, adică pot să-i dau play, dar o să mi-l reprezinte așa mai... nu prea o să aibă sens că nu e nicio propoziție. Dacă îi dau un text de input normal, o propoziție, atunci pot să scot embeddinguri pentru fiecare token din propoziția aia. Pur și simplu aplicând modelul pe textul meu. Întâi trebuie să-l tokenizez cu tokenizerul pe care l-am încărcat și apoi să aplic modelul pe el. Ca să pot să mă uit eu mai în detaliu la cum arată intern modelul, i-am setat parametrul ăsta la true, deși ăsta e pentru stările intermediare, nu pentru aia finală care ne interesează pe noi. Dar l-am setat ca să vedem cum arată output-ul. Dacă vrem ne uităm puțin la formatul variabilelor ăstora, la inputs, cum am văzut în diagrama aia, avem niște index pentru fiecare token și, mă rog, niște alți indicatori aici care ne spun ceva despre chestia aia cu e prima propoziție sau a doua, nu sunt foarte importanți. Pe lângă inputs, hai să ne uităm la outputs, că asta ne interesa de fapt și, în sfârșit, găsim embeddingurile. Am zis că vrem să ne uităm la ultimul rezultat, la ultimul hidden state. Avem output-ul ăsta. Outputs
pe care putem indexa după cheia asta, last hidden state, și ne dă o matrice de mărime, uite, ne uităm aici, înainte de asta, 10 pe 768. De la ce sunt numerele astea? 768 e mărimea embeddingului din BERT, din modelul ăsta BERT. Vedem că pe lângă faptul că sunt mai obținute prin mai multe operații, sunt și mai lungi decât ce e comun la word2vec. 10, ce-o fi 10? Cine știe? De ce 10? Poate e puțin tricky, dar ce ar trebui să fie cealaltă dimensiune? Numărul de tokens. Numărul de tokens, exact. Deci avem un embedding pentru fiecare token. Aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și punctul e separat, deci 8 plus clsep, 10. Da, au ieșit 10. Dacă îi numărăm pe ăștia de aici, ar trebui să fie 10. 101 e cls, ăsta e sep, astea sunt cuvintele. Exact. Deci avem un embedding pentru fiecare cuvânt și am scos contextual embeddings. Asta e. Și acum vectorii ăștia, de mărime 768, îi putem folosi cam la fel cu cum am folosit și word2vec, ca reprezentarea cuvântului. Dacă vrem să explorăm puțin ce mai avem prin output, uite, hai să ne uităm mai bine aici. Avem, fiindcă i-am dat output hidden states true, ne-a dat și stările intermediare. Deci de la fiecare layer de la intermediar de encoder, îmi dă încă o versiune de asta de embeddings. De 13 ori, ca atâtea straturi are în adâncime. La astea nu prea mă uit de obicei, poate mă uit dacă vreau să fac chestii mai complicate, nu știu, de explainability, dacă ați auzit termenul ăsta, să înțeleg eu și mai bine ce se întâmplă în interiorul modelului, cum merge, cum se propagă informația. Dar de obicei mă interesează ultimele. În last hidden state am văzut că sunt embeddingurile pentru fiecare cuvânt. În puller output, ăsta vedem că e tot 768, dar nu mai are 10, e una singură. La ce mă ajută ăsta? Ăsta este... poate fi folosit ca embedding pentru tot inputul, pentru toată propoziția. Asta ar fi sentence embedding. Și vedem imediat, după ce terminăm cu astea contextual word embedding, că și astea pot fi utile, destul de utile. Sentence embedding-urile tot din transformer scoase. Bun, aici am explicat în cuvinte ce am zis adineauri. Hidden states. N-am explicat cum se obține acest puller output. Ăsta e de fapt, e comun să se folosească embedding-ul tokenului ăla CLS ca un fel de reprezentare pentru sensul întregului text de input. Și cam asta e puller output-ul ăsta. Deci e, cum avem câte un embedding pentru fiecare cuvânt, de aici I are embedding-ul lui, have never acted, și CLS-ul are embedding-ul lui pentru acest input. Și mai trece el printr-un hidden layer și o activare, care e acest puller, iar output-ul lui e tot un embedding de 768 și ăsta e bun ca să-l folosim ca sentence embedding. Revenim puțin la word embeddings, ca să le mai explorăm puțin. Cam așa se scot, dar hai să vedem, nu știu, ce, dacă iese ceva interesant din ele. Aici am vrut să clarific puțin, să nu fie o confuzie cu stratul de embeddings. E comun la rețele neurale de obicei, și inclusiv la transformerul ăsta. Primul strat e un strat de embeddings, care chiar transformă indexele ai tokenilor în niște vectori care corespund fiecăruia. Nu o să mai fie 101, ci o să fie vectorul pentru tokenul ăla. Totuși, la transformări nu folosim, mai să ne uităm puțin pe desenul ăsta dacă apare embedding, nu folosim stratul ăla ca reprezentare, ci ce am zis, output-ul final care e mai rafinat ca reprezentare. Doar ca să știm dacă dăm de atributul ăla al modelului embeddings, că nu e ce vrem, nu e contextul embedding acolo. Da, uite, deci input-ul e trecut prin layer-ul ăsta și apoi e făcută toată chestia cu self-attention. Și asta e o operație... de pe la început, nu, să nu confundăm cu contextul embeddings pe care le scoatem noi. Bun.
Bun, aici mai sunt niște helper functions în care nu vreau să intru neapărat în mare detaliu, făcute așa, ca să ne jucăm cu embeddingurile. Un, ăsta e ca să îmi organizeze textul cum trebuie să-l dau lui Bert, ca să mă joc cu el, să-l folosesc direct la clasificare sau la antrenare în vreun fel. Și pun eu artificial aici, călăsău și sepul, ca să meargă totul. Și vedem că merge cum mersese și mai devreme, adică face ce trebuie. Dacă îi dau, nu știu, I like to play football. Am printat aici și tokenii și după aia indexii pentru fiecare. Ziceam că ăsta e alu' CLS și ăștia pentru ceilalți token din propoziție. Așa. Și după aia mai sunt niște helper functions ca să scoatem, fiind dat un text sau niște texte și un cuvânt, să ne dea direct pentru toate textele fix contextual embedding. Să nu facem mult mai mult decât ce am văzut aici cu less hidden states. Deci cam asta, da, pe mai multe texte deodată, mă rog, ăsta primește modelul și reprezentarea lui ca token și scoate fix ce embeddings avem nevoie și mai încă o funcție care primește mai multe texte și un cuvânt. Nu, sunt neapărat cele mai drăguțe funcții, am scris și aici. Dacă nu vă plac, puteți și să le mai curățați. Le-am făcut eu ca să nu fie foarte mult cod duplicat când tot vrem să scoatem embedding, să analizăm mai multe texte. Aici mai e o întrebare și a fost un răspuns al meu propriu. Dacă vreau să iau embedding-ul pentru supercalifragilistic, ce pot să fac? Că dacă vreau să iau pentru play, e simplu, am văzut. Am play, fiecare play e un token, deci are embedding-ul lui. Supercalifragilistic nu e un token, e combinat din 4 token sau 5 câți erau. E, și funcția asta include și cazul ăsta, dacă cumva cuvântul nu se găsește între token și e împărțit în mai multe, iau toate embeddingurile alea și le fac o medie. Asta ar fi o variantă, ca să mă obțin unul pentru supercalifragilistic. Asta e ca să pot să mă uit eu, să le compar, inclusiv dacă e un token valabil sau nu. Așa, și acum la ce vreau să ajung, niște exemple, ca să vedem cum arată similaritățile pe astea, pe contextul embeddings. Am ales eu niște propoziții, tot cu play, cu diverse sensuri. Play piesă, play football, play with my feelings, care e un sens mai abstract, să zicem. Și tot așa cu niște cod puțin messy, am calculat distanțele sau similaritatea. Uite, am folosit eu puțin greșit termenul ăsta, că v-am zis să aveți grijă la el. Am calculat, de fapt, similaritatea și am spus distances între... Aici am spus greșit. Între play în fiecare propoziție și nu doar play, am zis să mă uit și la feelings, ca să vedem cum se compară cu minte diferite. Și aici puteam să folosesc tot... Nu, e ok ce am făcut. Așa, hai să vă arăt. Deci, mai devreme folosisem cosine similarity din scikit-learn. Aia e o implementare, alta ar fi din scipy. Cosine distance. Și am avut grijă, doar uitați-mi ce am făcut. Am folosit distanța asta pentru a lua două embeddinguri exact cum le-am văzut, din alea de 768, aplicat direct pe ele și îmi dă o distanță. E, ca să obțin similaritate, am făcut 1 minus. Dacă foloseam funcția din scikit-learn, ar trebui să-mi dea fix tot asta. Deci le-am transformat în similarități. Variabila asta nu e numită foarte bine, că astea sunt similarități acum. Bun, și am făcut un data frame ca să vedem mai ușor cam ce a ieșit. Ce înseamnă aici? Cuvântul play, tot cu cuvântul play, în același text. Aici e simplu, e 1. E același embedding. Play în contextul play piesă și play în contextul jucat fotbal. Vedem că e tot cuvântul play. Dar are alte embeddings, că apare în alt text. Acum similaritatea e 0.45. Destul de micuță. Cu ce, unde mai putem să comparăm sensurile lui play? Uite, se pare că play football seamănă mai mult cu piesa decât play with my feelings, unde e doar 0.40, mai e vreo 1 și mai slab. Um,
Uite, play football și play with my feelings. Ah, nu, scuze. Da, play football și play with my feelings are puțin cel mai mult, 0.50, e tot vorba de a juca un fel de joc. Și ce mai vedem? Între play și feelings, de exemplu, e cea mai mică similaritate, 0.24. Când sunt în aceeași propoziție, au puțin mai mult. Deci aici e feelings în propoziția don't play with my feelings, aici e play în propoziția don't play with my feelings. Dar tot nu cine știe ce, în propoziții foarte diferite au chiar mai puțin. Ceva sens are, nu știu cum vi se pare vouă, nu sunt chiar așa, să zicem, curate ca ori tu vei cu antrenat frumos. Ce exemple am văzut mai sus? Unele nu sunt așa de clare, depinde și de ce exemple alegi ca input aici. Dar ceva poți face cu ele și sunt folosite și astea. De exemplu, tocmai ca să vezi, nu știu, să rezolvi ambiguități, să zicem că ai niște texte multe în corpus și vrei automat să știi când e folosit cu sensul de piesă de teatru, când e folosit cu sensul de joc. Și poți să faci ce faci dacă n-ai, nu știu, labels. Poți să faci învățare nesupervizată, să le iei embedding-urile astea în fiecare text și să le grupezi cu o metodă nesupervizată, să zicem un soi de clustering. Și poți să evaluezi cât de bine merge. E o metodă acceptabilă de dezambiguizare. Noi am mai folosit-o, de exemplu, pentru social media, cuvinte peiorative sau ne, a ieșit ceva. Hai să mai vedem. Am zis că folosim proiectorul ăsta. Deci aici am văzut doar similaritatea între perechi de cuvinte. Are sens? Ziceți-mi dacă nu se înțelege, că am vorbit mult. Tabelul ăsta, de exemplu, măcar care e ideea cu el? Da, am înțeles. E ok. Ok. Hai să mai încercăm ceva, să folosim proiectorul ăsta pe care vi l-am arătat. Puteam și să desenăm noi, cum am zis, cu Matplotlib, dar n-asta să scriem codul ăla, deși e ușor. Am zis să luăm embedding-urile de aici și să le punem în formatul de care are nevoie proiectorul și să le încărcăm acolo, să vedem cum arată. Și puteți și voi să încercați asta. Eu le rulasem deja și le am aici. E destul de simplu. Vrea să fie... Sunt două. Unul e vectors, chiar embedding-urile, care trebuie să fie niște numere separate de tab pe fiecare rând. Și unul labels, care trebuie să aibă eticheta ca să deseneze el acolo cui corespunde vectorul ăsta. De exemplu, primul vector corespunde primului rând din labels. Nu. Cum e caveat, primul rând e un header. Cel de-al doilea rând. Deci începe de aici, primului rând începând de la 2. Deci primul rând din vectors e pentru cuvântul never și aici, pentru că am cazul ăsta special, că nu e vorba doar de un cuvânt, ci de un cuvânt într-o propoziție, i-am dat două coloane de label. Una e cuvântul și celălalt e contextul în care a apărut. Deci primul vector e never în I have never acted in a play, al doilea e acted in I have never acted in a play. Ce am făcut aici? I-am dat alte propoziții, am uitat să le citesc, astea de aici. Ce m-am gândit eu, că ar fi niște, să mai includem și alți termeni, să vedem cum se poziționează. Ceva despre pisici și câini, animale, să vedem care seamănă cu care, dacă este ceva. Și, mă rog, în funcția asta din nou făcută de mine, i-am spus și să se limiteze doar la o listă fixă de cuvinte, ca să nu îmi pun acolo și tu sau alte chestii care poate îmi poluează spațiu. Bun. Rulați-vă și ziceți-mi dacă am mers. Ar trebui să apară aici în files label și vectors, după care mergem la embeddings projector. Hai să îl deschid separat, că aici erau deja încărcate. Așa cum e prea antrenat. Dacă vreau să le antrenez, să le încarc pe ale mele cu load, odată vectorii TSV, că sunt separate de taburi și label-urile la fel, labels. El a calculat pe CA-ul ăla și mi-a obținut un spațiu. E mult mai micuț decât ce era, că sunt doar câteva cuvinte, posibil și să nu fie așa de calitate, dar să vedem ce a ieșit. O să-l pun doar în două dimensiuni, că totuși sunt puține ca să le învârtim pe aici și să vedem cum arată. Da, are făcut pe CA-ul și a ieșit puțin diferit decât înainte. Înainte mi-a arătat așa, s-ar putea și vouă să vă iasă puțin altfel. Dar ce mi-a și mie a avut sens, uite, de exemplu, asta e punctul pentru animals, în contextul cats are supercalifragilisticexpialidocious animals,
E aproape de animals în my favorite animals are dogs and I hate cats. Sunt relativ aproape de dogs și cats. Cats în două contexte și dogs. S-au grupat aici animalele. Ce s-a mai grupat? Hai să ne uităm la cuvântul nostru play. Play. Punctul apare aici odată în contextul I love to play football. E aproape de football. Unde e celălalt play? Uite, mai e un play tocmai aici, foarte departe. I have never acted in a play before. Deci play care e polisemantic, vedem că apare în locuri foarte diferite. Apare odată pe lângă football și odată pe lângă acted și actor. Asta e piesă, actor jucat. Și al treilea sens, play with my feelings, jucat în general. Vedem că dacă ne imaginăm așa un corpus mai mare, pare că s-au grupat cumva, ce ziceam eu. Aici s-a grupat un sens, aici al doilea, aici al treilea. El a găsit că ar fi cam trei sensuri al lui play în textele noastre. Ce se mai vede? Love și hate sunt aproape, apropo de antonime, și aici am pățit același lucru. Și apoi nu mai avem mare lucru. Feelings era pe aproape de play with feelings, că n-are alt cuvânt mai apropiat în exemplele noastre. Supercalifragilistic l-a considerat tot un fel de feeling. Poate are sens, că l-am pus aici ca un epitet pentru pisici. Și sigur că mai vedem și aici în dreapta lista de ordonată a celor similare. Dar mă rog, în cazul ăsta e ușor să ne uităm la toate direct, că sunt puține. Ce ziceți? Ați încercat și voi? V-a ieșit altceva? Eu nu văd pe... Acum s-a updatat, ok. Ah, am vorbit atâta. Dar mă uitam pe ce am făcut eu. N-arată exact la fel, dar în principiu se păstrează relațiile între, între cuvinte. Ok. Da, deci asta ziceam, că se grupează animalele aici. Dacă mai e cineva care a avut, a pățit lag-ul ăla. Și play-ul e cumva în trei zone. Zona asta de sus cu football, zona de jos cu acting și zona de mijloc cu sensul mai generic. Ok, și puteți face același lucru cu alte corpusuri, ori cu de-astea prea antrenate, ori să vă antrenați voi embedding-uri. Probabil aveți șanse mai mari cu World-ul vechi decât cu transformere, dar dacă aveți foarte multe date și resurse, puteți antrena și embeddings din astea. Hai să vedem ce mai vreau să vă arăt. Dacă aveți întrebări, puteți să mă întrerupeți. Că mai avem, trecem puțin acum dincolo de Word Contextual Embeddings. Ca să vedem alte reprezentări pentru sens ale propozițiilor, nu ale cuvintelor. Și am zis că și astea sunt foarte utile. Am vorbit deja despre CLS-ul ăsta care are embedding-ul lui și dacă mai trecem printr-un strat la puller layer, obținem o reprezentare pentru tot textul de input. Și ăsta putem să numim sentence embedding și chiar e folosit pentru asta. Să zicem, poate teoretic ar mai fi o variantă, ce putem face? Putem să luăm toate embedding-urile din pentru fiecare token și să le facem, nu știu, un average și să obținem un embedding unic pentru tot input-ul, dar în practică pare mai util asta cu CLS, ce ăsta e folosit mai mult. Și aici sunt eu un exemplu, tot așa să vizualizăm puțin niște similarități, de data pe română, ca să mai vedem și altceva. Ăsta e un model BERT pentru limba română, îl găsiți acolo pe Hugging Face dacă vreți detalii. În rest, putem să-l folosim la fel. Nu mai insist pe cum facem să scoatem straturile alea din output. Folosim acel puller layer ca să luăm reprezentarea pentru un text de input și mai folosim din nou cosine similarity și de data asta o să încerc să desenez pe un heatmap similarități, că poate se văd mai bine. M-am folosit de biblioteca Seaborn, e o variantă. Și am luat aici niște texte în română. Primul, poate aici e puțin mai amestecat codul, dar e așa, pas cu pas.
De mult nu mai trag cu praștia în vrăbii, de mult nu mai merg la niciun gropare. Astea sunt două versuri din același cântec, să vedem dacă seamănă între ele, semantic, și de ce trag clopotele limitică, care e altă propoziție. Și dacă vrem, de exemplu, pentru prima propoziție să luăm reprezentarea, putem să luăm puller output și 0, doar fiindcă avea mai multe dimensiuni degeaba, care ar trebui să fie tot de 768, dacă nu mă înșel, da? Și un singur vector. Deci asta e reprezentarea pentru propoziția asta de input. Bun, și am făcut același lucru pentru toate trei. Și am făcut din nou constanți similare dintre fiecare cu fiecare. N-am mai pus coloane, etichete pentru coloane și linii, dar poate se înțelege. Deci 95-ul ăsta ar trebui să fie între care și care, între prima și a doua, ori aici, ori aici, că e simetric, iar 56 între prima și a treia. Și ce se vede? Că primele două au similaritate mult mai mare, 95-ul ăsta, decât prima cu a treia. Și chiar erau din aceeași, avea sens să fie mai similare, că erau versuri dintr-un cântec. Așa, asta e o chestie. Tot pe ideea asta de similarități, mai avem aici niște cod care face pe alte texte, nu e foarte diferită ideea și poate nu insist foarte mult pe cod, poate să vă arăt doar rezultatul, fiindcă mai e după asta încă o ultimă chestie de care vreau să vă zic așa ca să știți. Hai să vedem alte similarități. Așa, ce am luat aici? Am luat niște texte, niște știri în română. Primele despre sport, primele trei, apoi două despre vremea în Anglia și ultima despre clima în București. Ca să vedem dacă putem să observăm ceva apropieri semantice între, de exemplu, astea despre vreme, astea despre sport, între ele. Dacă se reflectă și în ce ne zice Robertul ăsta. Așa, și aici din nou niște cod scris destul de repede ca să scoatem embedding-uri pentru fiecare propoziție din articolele astea. O paranteză foarte mică, că nu știu dacă ați trecut prin moduri de a împărți în cuvinte independente de transformer. Dacă nu folosim transformer și vrem noi să împărțim în cuvinte, avem niște funcții foarte bune în RTK și se bazează de obicei pe niște modele preantrenate pentru care trebuie să facem download pentru punctul ăsta, resursa punct, ca să meargă. Există word tokenize, nrtk.word tokenize și nrtk.sentence tokenize. Aici am folosit sentence tokenize, asta nu mă încurcă cu nimic la... nu se suprapune pe tokenizerul lui Bert, că doar am împărțit în propoziții, ca să scot embedding-uri pentru fiecare propoziție. Atât am făcut aici, nu e neapărat foarte interesant, după care am luat acel puller output din nou pentru fiecare propoziție. Și am ținut undeva într-o matrice, odată reprezentarea pentru fiecare propoziție, pur și simplu, toate, propoziție din toate textele, o să fie nu știu câte, am calculat aici, 35 de propoziții. Și am mai făcut o variantă aici separat. Așa, ca să mă joc cu datele, puteți și voi să mai încercați altceva dacă aveți alte idei. Am făcut și o reprezentare per articol. Cum am făcut asta? Am luat toate propozițiile dintr-un articol, de exemplu astea, fiecare cu embedding-ul ei și am făcut o medie. A ieșit un embedding pentru respectivul articol. Și tot așa pentru fiecare. Deci mie sunt 6 reprezentări, câte una per articol. Am astea două variante. O să fac la fel ca mai sus, un cosine similarity între fiecare două embeddings din listele astea. Dacă iau numerele astea din matricea de similarități cosinus și le pun într-un heatmap în Seaborn, o să-mi arate așa mai drăguț, ca să nu citesc eu numere, văd culori. Cu cât e mai deschis, cu atât e mai mare similaritatea. Astea sunt între articole două câte două. Sigur că pe diagonala principală văd similaritate mai mare. Mai văd ceva pe aici. Seamănă al treilea cu al patrulea. Vedeți că sunt mai deschise la culoare. Erau ambele despre vreme, mi se pare. Asta e una. Și apoi dacă iau... Da, mai departe de asta nu mi se pare că se vede mare lucru. Hai să continui cu explorarea, să văd dacă mai obțin ceva. Dacă iau toate propozițiile, una câte una, separat, sunt, am zis, 35 de propoziții, văd oare ceva mai interesant, cum vi se pare. Ce se vede? Pe lângă diagonala principală se mai văd niște zone deschise la culoare, niște pătrate așa,
am zis că deschis înseamnă similaritate mare. Oare ce înseamnă, nu știu, pătratul ăsta de la capăt de aici? De ce se distinge aici o graniță? Ce se întâmplă probabil la propoziția 25 aici? Are cineva o idee? Că toate propozițiile între 25 și 35 sunt mai similare între ele. Nu? Asta înseamnă pătratul. La fel și între 15 și 25. Formează alt pătrat. Ce însemna că astea între ele sunt mai similare decât cu restul? Nu prea vedem, dar presupun că din aceeași categorie de articole. Din aceeași categorie de articole. Așa ceva. De fapt, sunt chiar din același articol. Că sunt în total 6 articole, cam ăsta e primul, după aia al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea ar fi ăsta. Nu știu dacă am pus pe timpul la codul. Da, deci se cam disting aici, că cele din același articol seamănă între ele. Deci am observat ceva prin analiza asta. Cam asta e ce putem noi să facem cu toate reprezentările astea semantice, de cuvinte, de propoziții. Am trecut prin mai multe variante. Sigur că putem să facem clasificare. Există și o metodă foarte straightforward de a face clasificare pe aceste sentence embeddings. N-am mai scris aici un exemplu, dar sunt destul de multe. Am pus în schimb ilustrația asta, luată tot de pe blogul ăsta, care e destul de ok. Care ar fi o variantă foarte simplă să facem clasificare cu astea preantrenate. Noi putem să luăm textul, extragem sentence embeddings cu modelul preantrenat și apoi le luăm ca features pentru un clasificator simplu. De exemplu, antrenăm doar o bucățică aici de logistic regression peste sentence embedding și funcționează bine și pe dataset-uri cu puține date de antrenare, că sunt puțini parametri la un logistic regression în față de tot ce ne pune BERT la dispoziție. Și avem șanse să ne dea destul de bine din cauza informației conținută în astea preantrenate. Deci asta e un mod simplu să facem o clasificare cu sentence embeddings. Ele mai sunt folosite ori așa, oricum, de asta v-am arătat și alte chestii, pentru similarități, pentru alte scopuri, nu știu, să explorezi datele. Poți să faci învățare nesupervizată, să vezi cum se grupează textele între ele, dacă nu știi nimic despre ele. Pentru, nu știu, tot felul de moduri de a explora corpusul și datele se pot face cu ajutorul reprezentărilor astea preantrenate. Și acum, ca să nu vă las doar cu soluția asta, stați să ne uităm și la desenul ăsta, asta poate arată mai bine de ce ajută chestia asta cu preantrenarea, adică care sunt pașii. De fapt, ce am pus în poza de sus este bucata asta din dreapta, unde noi luăm modelul deja preantrenat și punem pe un clasificator pe date, alte date. Să zicem, e spam sau nu e spam. Buy these pills, luăm propoziția buy these pills, o trecem prin BERT, ne dă un embedding, embeddingul trecem prin clasificator și ne zice spam sau not spam. Simplu. De ce merge bine, deși e atât de simplu? Pentru că în spate s-a întâmplat această preantrenare a lui BERT. Deci, de fapt, ce facem aici este ne folosim de transfer learning prin a folosi modele preantrenate. Preantrenarea asta de care tot zic este învățarea acestor reprezentări. La Word-ul vechi era chestia aia cu a prezice cuvântul într-un context sau invers. La BERT e ceva destul de similar. Când îl luăm noi preantrenat, el în spate a fost preantrenat, folosesc din nou același termen, pe corpusuri și mai mari de dată decât ce am văzut la Word-ul vechi, pe tot internetul cel puțin. Pentru niște task-uri care să-l învețe pe el să modeleze limbajul. Tot așa, semi-supervizat în sensul că nu există label-uri anume. Label-urile, ia să văd dacă avem un desen mai bun. Un task e ceva de genul ăsta. Iau texte, let's stick to improvisation in this kit, și maschez niște cuvinte intenționat. Să zicem, improvisation, mă prefac că nu-l știu, că ăla era cuvântul corect. De fapt, nu e doar câte unul, e cam 15%, mă rog, un procent din tokenuri îi ignor, mă fac că nu știu și pun modelul să-i prezică. Și atunci când îi prezice pe aia care trebuie, primește, se actualizează weight-urile în direcția
să recompenseze output-ul ăsta. Cu ce, de ce ne amintește chestia asta? Asta se cheamă Masked Language Model Task. Masked, că pun măștile astea, Language Model pentru că învață limbajul. Limbii pe care i-a antrenat, mă rog, textelor pe care le vede la antrenare. Învață să modeleze limba în sine, nu e alt task separat. Cu ce seamănă chestia asta cu mascatul? Seamănă puțin cu portul vechi. Că și acolo luam un cuvânt dintr-un context și vreau să prezic ce cuvânt e acolo. Nu e așa de diferită ideea, doar că am îmbunătățit modelul, l-am făcut mult mai mare, mult mai multe texte și de asta este și ceva mai util, performanțe mai bune. Deci cam asta e chestia asta de preantrenare de care am tot zis în cazul lui BERT. În realitate, pentru BERT, mă rog, mai variază puțin. Alte modele mai sunt antrenate și pe câte un task separat, de exemplu astea de instrucțiuni, cum e ChatGPT, mai au încă un task unde sunt puse să răspundă la întrebări sau la instrucțiuni. BERT mai are, de obicei, mai antrenat pentru încă o chestie în afară de Mass Language Model, și anume pentru un al doilea task de Next Sentence Prediction. Deci când îl luați voi de pe Hugging Face, el a fost deja antrenat pe astea două chestii, pentru un corpus mare. Next Sentence Prediction, nu e foarte complicat, primește două propoziții și trebuie să spună dacă a doua o urmează pe prima, în mod natural, în corpus. Și acum are sens ce era cu separatorul ăsta, SEP, e pus între cele două propoziții ca să știe el unde începe și unde se termină. Și asta e o clasificare binară, destul de simplă. Ideea ar fi să-l ajute să învețe aceste reprezentări mai bine. Deci asta se întâmplă în spate. Din fericire, e deja făcut pentru multe modele, iar noi îl luăm și îl aplicăm direct. Și ca să nu las povestea neterminată, în afară de a face antrenarea, cum am zis, să luăm embedding-urile de propoziții și să punem pe un clasificator micuț, dacă avem destule date și avem nevoie să facem ceva mai adaptat task-ului nostru, putem să facem fine-tuning și cred că de asta ați dat. E poate un mod foarte comun de a antrena, de a folosi transformări. Fine-tuning este o tehnică de a antrena în, să zicem, în etape, adică după această preantrenare pe care o, care e inclusă în modele descărcate. Poți să continui să antrenezi modelul, nu doar un strat peste, cum am văzut aici, și toți parametrii, sau mă rog, dacă vrei, poți doar unii, sunt și aici un întreg domeniu, dar continuarea asta a antrenării a unui model preantrenat, asta se referă fine-tuning. Și asta e cealaltă variantă pentru a face clasificare cu BERT sau cu alt model preantrenat. Și aici n-am mai pus cod nici pentru asta, dar și aici avem destul de multe resurse, am pus și un notebook pe care l făcut de mine pentru facultate, dar mai sunt și pe Discord, cred că ați primit un tutorial de anul trecut care era chiar cu asta, și în cursurile de pe Hugging Face sunt exemple foarte bune, am pus aici link-ul. Trebuie doar urmărit, dar ca idee asta face. Când vrem să facem asta, păi poate e necesar atunci când chiar nu se potrivește destul de bine modelul cu ce date avem noi. Vrem să le adaptăm mai bine la date. Să zicem că, nu știu, e aceeași limbă, dar poate diferă puțin domeniul. Una e social media, una e, nu știu, știri. Și vreau să-l adaptez. Și sigur că trebuie să am mai multe date ca să pot să fac fine-tuning în loc de a antrena un model laș mic deasupra. Am nevoie de mai multe date. Iar dacă am nu știu, limbă complet diferită, pot și atunci să fac fine-tuning, dar poate în cazul ăla ai nevoie de model chiar separat, luat de la zero, că nu se mai potrivesc tokenii. Da, și dacă vreți de la zero, ultima chestie, trebuie făcut exact ce am zis mai devreme. Se, și se poate și asta. Există explicat și metode pentru a face asta tot acolo pe Hugging Face, am pus link-uri, adică trebuie antrenat pentru aceste două task-uri, Mass Language Model și Next Sentence Prediction. Uite, aici se fac cu astea. Ok. Aproape m-am încadrat, acum mai aștept întrebări, dacă mai sunteți pe aici. Aș avea eu o întrebare despre cursurile... cursul de, de fine-tuning de la NLP, de pe Hugging Face. Ah, ok. Ar trebui să le urm- să-l facem și
tot capitolul acela sau doar acea bucată de curs? Pentru că e destul de mult. Ce înseamnă tot capitolul? Fine tuning a pre-trained model? Da, tot capitolul. Tot capitolul 3 și următoarele, adică 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau doar 3 pentru fine tuning? Eu m-am referit la 3 pentru a înțelege ce e cu fine tuning, dar vă pot fi utile și astea, adică aveți nevoie de, nu știu, de data sets, de tokenizers, poate doar dacă vreți să faceți voi unul sau să nu știu, să încărcați vreunul special, dar poate vă e suficient să le folosiți ca până acum, depinde ce mai vreți să știți. Deci asta ar fi chiar despre fine tuning. Dataset poate mai util, sharing models nu cred că e așa greu, e despre salvat, încărcat modele. Uite, la main NLP tasks aici diferă. De exemplu, dacă vrei să faci clasificare, ai asta cu fine tuning. Restul sunt alte tipuri de taskuri. Să generezi text, sumarizări, traduceri. Într-adevăr, destul de multe, astea sunt diferite. Poți să te uiți așa să vezi cam care e ideea cu ele. Nu pot să zic mai mult. Pentru clasificare, de exemplu, e capitolul ăsta, iar restul nu sunt despre, doar despre clasificare. Merg dincolo, pe alte fel de taskuri. A avut ceva așa sens cum folosim chestiile astea prea antrenate. Asta sper că nu știu, n-a tulburat apele. Ideea era să fie așa, măcar un overview de ce putem face cu ele, chiar dacă nu în detaliu cu fiecare tip de aplicații.